Conducerea primăriei Roman este preocupată de păstrarea la echipa de handbal a municipiului a unui nucleu de jucătoare consacrate, dar și pregătirea unor jucătoare recrutate din clasele de pregătire la liceul cu program sportiv. Da, noi am încercat să păstrăm un nucleu de jucătoare care au dus greul edițiilor trecute de campionat. În plus, am mai completat pe posturile deficitare și sunt convins că dacă vor fi sănătoase și nu vor fi probleme legate de accidentări, toate aceste jucătoare pot constitui un plus de valoare față de sezonul trecut și sigur că ne dorim să păstrăm performanțele pe care le-am avut în trecut și cu care ne-am obișnuit suporterii. Cel mai important lucru este acela legat de evitarea accidentărilor în rândul echipei, dar și proiectul legat de creșterea de jucătoare proprii recrutate de pe băncile liceului cu program sportiv Roman. Este foarte important, așa cum vă spuneam și mai devreme, ca în primul rând să nu existe accidentări. De asemenea, unul din obiectivele CSM Roman este și acela de a crește și din pepiniera proprie. Ne-am orientat și spre anumite jucătoare din cadrul liceului cu program sportiv. Câte jucătoare ați avut? În momentul de față am chemat pentru probe două jucătoare de câmp și în perioada următoare, momentan preferăm să nu, pentru că e posibil să mai chemăm și alte jucătoare. În momentul în care ne vom face o idee, vom ști cu câte vom începe o colaborare. Tinerele jucătoare ce urmează a se pregăti alături de nucleul de bază al echipei au șansa reală de a crește valoric prin muncă și perseverență. Este foarte important să înțeleagă toate aceste tinere jucătoare că au o șansă extraordinară. În primul rând să se pregătească alături de niște jucătoare de calibru la nivel național și internațional. Au posibilitatea să fie în același vestiar cu o serie de jucătoare, unele participante la olimpiade, la campionate mondiale și europene și să reprezinte o motivație pentru acestea, pentru a se pregăti și pentru a deveni viitoare handbaliste de performanță pentru CSM Roman. În perioada următoare, echipa HCM Roman va avea o serie de meciuri amicale acasă, dar și în deplasare pentru a se pregăti pentru turneul Roman Mușat. În această săptămână aveam perfectat două jocuri de pregătire cu Handball Club Buzău. Din păcate, această echipă, din lipsă de finanțare, s-a retras din Liga Națională. Atunci ar trebui să improvizăm. În această după-amiază va avea loc un joc școală în cadrul CSM Roman. Mâine dimineață ne vom deplasa la Piatra Neamț, acolo unde vom întoarce vizita efectuată săptămâna trecută de Handball Club Feminin Piatra Neamț. Vom disputa această partidă amicală acolo, urmând ca ulterior, pentru săptămâna viitoare, să pregătim, așa cum se cuvine, un turneu de renume, de tradiție, devenit deja la Roman, trofeul Roman Mușat. Echipa HCM Roman are toate șansele de a se menține printre cele mai bune echipe de handbal feminin din România, în condițiile în care va reuși să se încadreze într-un buget rezonabil și să mai găsească și resurse financiare din sponsorizări ale unor societăți care iubesc sportul.